Am sărbătorit astăzi la Zalău Ziua Drapelului Național. Manifestările au debutat la ora 8 azi dimineață cu sfințirea drapelului României la Biserica Ortodoxă Sfântul Ioan Botezătorul din incinta unității militare, după care steagul a fost înălțat în cadrul unei ceremonii militare în piața 1 decembrie, evident în prezența oficialităților și a zălăoanilor venit să ia parte la eveniment. Programul manifestărilor a debutat dimineață cu sfințirea drapelului României de către preotul Bisericii Ortodoxe Sfântul Ioan Botezătorul din incinta unității militare, după care drapelul a fost dus spre locul de înălțare, în piața 1 decembrie 1918. Cei prezenți au avut ocazia să afle lucruri interesante despre tricolorul românesc. Drapelul nostru are o lungă istorie. El nu începe doar la 1848. Pe diplomele nobiliare emise de Mihai Viteazu apar aceste culori. Apar pe stemele celor trei principate românești, Transilvania, Moldova și Țara Românească. Apar pe steagul de luptă a lui Tudor Vladimirescu din Revoluția de la 1821. Pentru prima dată apar aici și simbolistica culorilor. Albastru însemna libertate, galben însemna dreptate, iar roșu însemna frăție. La eveniment au luat parte numeroase oficialități locale, de la prefect, președinte de Consiliul Județean și primar, până la șef de instituții. Începând cu anul 1998, 26 iunie a devenit o zi plină de semnificație, o zi în care cinstim unul din cele mai importante simboluri ale neamului nostru, drapelul național. Drapelul reprezintă una din cele mai importante forme de identificare statală și exprimă într-o formă concentrată istoria și specificul națiunii care îl adoptă. De aceea, înălțarea lui este, în același timp, o onoare și responsabilitate. Defilarea Gărzii de Onoare a încheiat șirul manifestărilor dedicate Zilei Drapelului Național.